Ok, haideți că facem pe Instagram un selfie exact așa. Vă promite fratele vostru, intrați pe Instagramul nostru. Instagram. Ce zic că e acum și da, murim, mă? Și fac o poză așa și haideți să ne dați câte un like. Hello, salutare, bine v-am regăsit la cererea voastră. Am venit cu My Elephants. El e Alin Ciulin, el e Adi DeVito și el e Alex Spartacus, mamă. Să știți că avem și Instagram-uri. Al meu e Shari Vlogger, l-aveți exact aici. Ăsta are și el un Instagram. Marius.alin12. Da? Acolo. Palmea deja îl știți? Da. Și vi le las eu unde scrie. Am înghițit Adrian 7. Și a făcut și fratele nostru Adrian Instagram! Aplaudați pentru ce a spus domnul. Aplaudați, vă rog frumos. Thank you very much. Ok, ce facem în vlogul de astăzi? La cererea voastră, cu această balegă frumoasă. Ce mai balegă nu e? Ok, fiți atenți ce facem aici. Avem aici niște șuruburi. Să zic așa, pachetul meu de supozitoare explozibile. Râdeți-mă acum, aplaudați pentru ce am spus eu, ca prost. Mersi frumos. Ok, deci uitați ce facem. Prietenii mei, Alin și cu Adi, nu cred că astea vor bubui și că am făcut manevră. Nu credeți-mă. Nu cred. Adevărat că nu cred. Da, deci. Să bubuie astea catran. Adică cum să pui catran și să o arunci să bubuie? Nu cred că o să bubuie ei. Tu crezi că o să bubuie? Să bubuim noi, nu. Nu să bubuiți voi, bubui var dușmanii. Deci fiți atenți cum facem. Ne băgăm și... Da, ne băgăm în pământ. Ia, tu și filmezi de aici. Acum avem o combinație aici. Ia uitați. L-am făcut pe ăsta cu cheia. E cu filet mai mărunt. Ia uite, vezi? Ia uite cum arată. Ia uite, l-am frecat la polizor. Da, da. Șmecher. Și aici intră mai mult. Te cred. Mai bagă. Da, fiți atenți asta. Că my brothers over here nu cred așa ceva. Uite, nu facem gunoi, avem pungă cu noi. Am plecat, suntem aici pe un câmp apropiat. Nu vrei să te dai și tu din lumină, cocoș? Dă-te mai încolo. Cocoș, mă dau. Așa. Și o să punem prima oară. O umpli, da? Da, frate, îți dai seama. O să pun prima oară 20 de beți. Poți să umpli și pe aia la mea? Da, fă și tu. Fă-o pe asta, fă-o pe asta, fă-o pe asta. Centrează-le pe jumate și bagă în el. Dar bețele le arunci aici, ca să nu facem mizerii. Aha. Ne prinzi aici pe acolo, da? Da. Hai, bă, dar de ce trebuie să pui și pungă? Punga centrează. O centrează. Când arunci în sus, ea, punga îi oferă stabilitate și centrare în timpul cadă drept. Borului să cadă exact cât ai nevoie. Da. Deci tu câte pui, Alex? Pui 6-7? 10. Uite, vezi că aici dacă mai cade lemnișoare, le aruncăm de aici, că alea nu o să bubuie. Ok, concomitent cu Alex, chiar nu credeți, a? Nu cred eu, am văzut atunci că ai făcut, știi, cu Cristi și cu... Da, crezi că asta? Pun eu... Sunet la sfârșit, nu? Da. La editare. O să-l mai strâng acum, da. Ca să se mai taseze. Alex, ăsta e cu capul de la în șmecher, cu de plastic, știi? Uh-huh. Mamă, știi câte intră aici? Ești nebun? Cred că intră 30 de daste. Facem partea 4. Deci asta e partea 4. Dar ăsta nu prea aruncă tare, Alex. Și nu prea arunc are direcție. Eu, mă, arunc eu. Nu, mă. Da, mă, stai, mă, că vă las și pe voi. Ho, 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 ho. Asta o să o arunc eu prima. Ca să fiu sigur că e aruncată bine. Trebuie să o arunci drept așa ca să nu... Gata. Ha, vino cu acest. Stai puțin. Uite, deci după ce îl strângem, acum o să iau eu o pungă și fiind de la mai lung, o să-l pun pe ăsta mai scurt aici. Uite așa, ca să aibă stabilitate, știi? Uite așa. Deci să-l dau eu pe ăsta? Nu, acum, mă, stai să-l arunc eu ca să vezi și cum dau, că dacă nu știi să dai... Am văzut, mă, știu cum arunci așa, bam, am văzut pe vlog, ai făcut tutorial. Da? Da. Are you ready? Yes. Go, hai. Hai, te-ai uitat la tutorial? Da, frate. Are you sure? Nu cred că ține aia. Nu ține asta? Bă, ține, dacă se ține. Ține că omul e performant. Ia uite, ha, de acolo. Te dai tu mai încoace. Eu? Da, stai să treacă mașina, stai acolo. Stai un dat, mă. Mamă! De ce a făcut așa? Ia uite-l, mamă! N-are stabilitate, mă, de la... Eu zic că n-are de la vânt. Uite, uite, ia. Mamă, să-mi bat picioarele, e prea... Da. E greutate prea mare, mă. Bate vântul și de-aia. Da. Băi... De-aia aruncă mult. Mamă! Băi, ești nebun! Băi, ești nebun! Băi, să te uiți la șuruburi! Băi, ești... Nu... O pierd un șurub, băi! Băi! Na, na!
Aruncă cu aia. Ia, dar ce șmecher se aude? Poți să mai arunci o dată Alex cu aia? Nu mai, nu cred. Dacă nu la aia să mai facă combina. Filmează-l pe ăla, mă, filmează-l pe ăla. Ia, uite, bă. O, lău, nu, nu explodea de asta. Bă, aruncă, bă, mai tare, mă. Am aruncat, dă-i tu, ia! Dă-i! Fai, fai! Da, ia, uite unde arunca, bă. Uite, uite, da. Bă, la cine explodează, bă? Nu cade bine. Dă-ți fă punga mai mult. Din cap. Măi! Mamă! Pana ramă! Mamă! Pana ramă! Mamă, te-a aruncat ăla! Ești bun? Mamă! Fiulița! Ia uite fazanul, uite, uite, filmează fazanul! Filmează cu aia fazanul acolo! Bă, da, prost ești, spună! Ia că nu văd. Fazan. Era fazanul acolo. A sărit ăsta. A sărit fazanul de la el. A spart piulița, mă, ia uite-o. Ia. Bă! Ia auzi, că a pierdut șurub. Ce? Cu aia a spart piulița, mă, ia uite-o. Bă, dar ce tare, da. S-a auzit și tare și... S-a zis că intră mult, ia uite, mă. Ai văzut? Ești nebun? Hai că nu cred. Ia uite-o cu aici. Bă, ești nebun. Dar mai e... Păi nu, mă, piulița e la mine, mă. Mai facem o dată, frate. Ce? Desfac și una. A rupt piulița, s-a spart. Asta e bună, vă, să o fac și eu? Stai așa, că ți-o încărcăm noi. Ok, mai facem o dată. Eu mai arunc o dată cu asta. Hai că-i dau și eu Alin să arunce cu ea. Băi, cât a bubuit asta, fii atent. Știi cum facem acum? Pui bețele acolo cu aia, nu le mai pune pe jos. E un pas mai mărunt la ăsta. Ia zi, mă, Alin. Mamă, cât a bubuit, ai văzut? S-a dus. Da. Știi care e chestia? Trebuie aruncat foarte tare în sus. Da. Nu are stabilitate foarte puternic. Mamă, cât a putut să bubuie, bă, cafe pe treu, ăsta niciodată n-a bubuit atât de tare. Bă, ai văzut cât s-a dus? Da. A sărit și fazanul. Nu l-au filmat, de fapt nu l-a filmat, bă, ia zi, mă, cum a zburat fazanul de lângă tine? Mă, relax și zboară și merge. Fazanul? Da. Da, mă. Era fazanul lângă ăsta, de-aia ăsta. Dar nu am văzut. E fazanul care mănâncă de-astea, mă, cum să miști? Nu. Dar ce face fazanul? Filmează-mă pe mine aici, la ce spun. Alina a spus dacă fazanul mănâncă găinile, nu? Da, găinile. Râzi, aplaudați pentru ce a spus, domnul. Da, zi. Fazanul e ca găină, mă, ca curcan, e fazanul ăsta. Da, da. Nu se mănâncă ei întâi, nu? Se mănâncă, nu? Le mănânci dacă le prinzi, da, sunt ocrotite. Da? Da, sunt ocrotite de lege, nu ai voie să le... Și e bune? Da, alea crescute în... Da, sunt bune, sunt ca... Are gust de găină, mă. Păi tu de unde știi? Am mâncat, ești nebun. Sunt și de-astea crescute în... Donciu n-are cu așa. Așa, uite aici, da? Le mai strângem, da? E un filet cu pasul mai mărunt. Bă, ești nebun cât a bubuit ăsta. Fii atent și mai bag încă 5. Mamă, acum, dacă le presezi. Le presezi, da. Mamă, cum arată. Da, da, da. Deci nu-mi vine să cred cât a putut să bubuie. Mă dai mie pasta acum? Da, da, să vedem dacă știi să o arunci. Da, mă, cum să nu știu. Nu, și de ce? De trebuie să o arunci mult în sus. Da. Și ia să nu se echilibreze, mă. Parte. A, de să echilibreze, să cadă drept, să cadă drept cu pe șurubul ăla din cap. N-ai văzut că la mine n-am aruncat-o bine și bate și vântul și o dezechilibrează, da, da, ai văzut? A căzut așa, pe pungă sau pe lateral. Mamă, cât poate, cât de tare a bubuit, ai văzut, mă? Ziceai că nu e adevărat. Adevărat, da, cum, mă? Mamă, dar ce tare a ferit. Păi stai puțin, să vezi episodul următor pe care o să-l facem. Cu... Uite așa, trebuie să se... Ia uite. Nu mai are loc deja. Nu, e că o desfac pe cealaltă. Uite pe asta de aici, știi, o... Mm-hmm. Da, intră mai mult, e piulița mai groasă, e dublă, da. O să-mi iau aparat de la desudură șmecher și o să lipesc două sau trei piulițe. Le dau puncte, pac, 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 pac. Hai, Aline, vină cu aici. Stai, că a ieșit ăsta de aici, bă. Auzi, știi ce fac? Uite cu ăsta, că pare mai... Stai așa, ca să nu le ia vântul. Uite cu ăsta. Dar nu e, că uite așa trebuie să-l pun pe partea aia, cu șurubul mic aici, știi? Da. Ca să aibă stabilitate, mă, că să fie greutatea. Pentru că greutatea în față. Greutatea în față, exact. A sărit aia, mă, că n-am pus... Ia stai, mă, să iau din partea asta la aici. Uite așa. Mamă, cum i-a prins acolo. Dar nu e, că și ăsta e bun. Cleștele prins. Nu, frate, cu mâna. Mamă, dar abia aștept să vine zăpada. De ce? Să mergem pe lepediu cum a făcut anul trecut. Facem tunele de-alea, dacă ar fi o zăpadă de-aia zdravă. Ce tunele? Pe modul gândac. Da, ai văzut, bă, cât de șmecher a făcut. Când m-am uitat ieri sau la... Da, 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 am văzut. Îmi place mult de tot când am sărit. Uite, vezi cum arată? Ha, vină cu aici. Uite, îl vezi? Ha.
ții mai din partea aia, stai să treacă mașina. Și o arunci drept așa. Da, mă. Dar vină mai încoace, Alin. Tare, bă! Câtă tare mucat. Ia, uitați-vă la femeia asta. Bă, tu n-ai văzut cât o arunc eu? Vino în partea asta, încoa. Da, arunc așa. Hai, ia dă-te, Alex. Așa, coaie! Uhuhu, mamă! Bă, da, proastă ești, mă, mâncați ești! Ia dă-te mașa, ia filmează-l tu pe Johnny Cage aici. Hai, Alin, hai! Dă-te mai în spatele meu. S-a și slăbit. Dă-i, mă. Da, așa, frate, că n-a făcut. Ia, ia, a? Bă, da, ele fazanul. Hai și tu pe asta. Mamă, cum arată ăsta, băi. A, cât a bubuit cu ai. Mamă, cum miroase, miroase a petardă. Miroase a petardă. Dar nu s-a mai spart? Nu, păi s-a spart atunci, a sărit plasticul ăla din ea. Păi are plastic și rubun el? Da. Hai, vină cu. Hai cu coș de aici. L-am auzit pe Cristi, hai cu coș. Hai să facem alta, fii atent aici. Păi tu nu arunci pe aia? Nu, stai tu. Nu, pe aia acum, acum uite, asta e la fel cu filet mărunt și bubuie tare ca asta, știi? Da, e mașina. Nu, mă, nu. Ia uite-l. Mămica mea, băi, ai văzut ce s-a simțit? A fugeat departe. Ce flow s-a simțit? A dat un flow, vină cu aceea, filmează-ne aici. Bă, a dat-o încet, ai văzut de tare a bubuit Alin? Ia vezi, Alin. Băi, Alex, dă-te așa! Bă, mâncați, ești numai în pământ, lasă-l mă să arunce. Ia, spune-i, spune-i. Băi, strânge-l un pic, ia uite-te la șurub. Bagă telefonul, să ține tu telefonul, să nu-l trupă. Ia, strânge-l un pic. Așa. Băi, ia uite, bate și vântul. Scuipă pe dege și probează vântul. Vorbește cu vântul. Hai, tare în sus. No, nu, nu-l aruncă bine. Bă, dă-te bă așa, bă! Băi! Ia, un pieptul ăla mare. Scoate pieptul, fă ca curcanul. Ia, gulu. Mamă, da? Ia, vină mă, ca să... Mi-ai stricat șurubul. Am stricat asfaltul la român. Ia de aici, că n-ai servici. Filmează-mă și acum o încarc și dai tu, da? Da. Dă-te de lumină, așa, hai. Uite, de fiecare dată trebuie făcut așa ca să iasă în afară. Așa, fratele meu. Și uite, aici băgat jumate, ia uite. Și piulița asta e frumoasă. Mm-hmm. Am încercat odată la Șoldan și nu mi-a ieșit și nu știu de ce. Ai tu talentul nostru. N-am, mm-hmm. Alin, ziceai că e fake. Nu știu cum merge, mă, nebună? Nu știu cum merge. Păi, băi, câte băgat? Orice catran băgat într-o presă de asta, știi, adică orică îl prinzi în șurub, orică dai cu... Băi, știi ce n-am încercat? Da. Ia, ciocan l-am lăsat acolo, un băț și să dai direct așa. Să dai în el așa, da, știu. Da, dar nu cred că pocnește chiar așa, știi? Ia tu ești adu ciocanagi. Nu. Și de ce facem? Stai, mă, lasă că facem un episodul următor cu Staniol. Lăsați-ne în comentarii dacă vreți să facem vlogul. Deci ăsta e partea a patra. Mamă, partea patra deja? Da. A patra e... M-am uitat la prima. Cu cuiu, tot cu m-am uitat la prima cu Rafael atunci. Uite, s-a strâns. Vine mai aproape, Aline, să se vadă aici. Și atunci era frig. Se vadă mâinile și șurubul, așa, baboi. Mingheța. N-are, mă, nimica, las că e bine. E iarnă. Dacă facem mâncare în camera lui Greni și mâncăm, cum o să fie? Bombă. Te bagi, Aline? Da. Face un ceaor acolo. Da, fac eu mâncare, mă, ești nebun, numai eu. Și prima oară o pun pe mama, să o facă și ea. Ia trebuie acolo, prima întrebare. Filmați-l pe domnul, vă rog. Du-te în spate și să-l prinzi. Băi, dați-mi o sârmă să legăm ăsta. Ce ăla? Șurubul? Lasă-mă că nu sare. Bine. Vine încă, băi, dai încolo. Dă-i așa. Dă-i așa, tu filmează-l de aici, Aline. Așa, dă-te mai în spate. Uite-te la cameră, dă-te mai așa, bă, că nu-i Aline. Băi, uite-te mă la cameră, ia la cameră. Uite-te la cameră, bă, să nu se vede. Gata, șef. Bă, Alex, dă-mă și tu partea aia, cât e terenul ăsta de mare. Uite-te mai aici pe ecranul ăsta, da, coaie, așa. Uit. Așa, mă, frate. Duce pe smart, ia. Ăsta a fost slăbuț, da, hai. Foarte puternic, vină de aici, Aline, și bagă aici. O să arunce fratele meu, gata. Ala e, mă! Ia uite, ia uite, mama, cum a căzut? Ia zi prală!
Ca lumea rău. Dar hai că bag eu acum 40 de bețe în ăla, cât intră? Să fac. Mirate, băi. Piulița e acolo? Da. Așa era, nu? Ia uite, mă, ia uite cum arată, băi. Asta e de la mine, piulița. Mamă, stai, da. Să fac și una. Acum, cam o să facem. Hai, mă, vină cu acești și fă, na. Ok, doamnelor și domnilor, facem, avem toți câte un ciolofan. Alex a pus un șurub de 13, da. De fapt e de 8, pentru că e de 13. În fine, fiți atenți. Dă-i tu primul și după aia. Hai, cu talent. Ia uite, băi, cât de cioban ești. Bă, frate, nu știi să arunci în colo, mă, trească mie familia. Uite, mă, frate. Stai așa, Aline, pe rând, ca să vă filmez. Hai, stai un pic, Adiță, ai aruncat tu, Aline. Hai, mă, că nu e atât de greu să arunci, mă, de asta. Hai, frate. Și ia, uite, bă, ce încet aruncă ăștia. Hai, bă, Adi, mă, ce căcat ești, mă, fraier. Bă, dar nu mai... Bă, dar e ușoară, mă. Așa, mă, ia. Hai, mă, că sunteți maxim. Băi, pe rând. Haideți, mă, veniți încoace. Haideți, mă, veniți încoace. Băi, Alex. Hai, Aline, ia-ți Alex ăla. Pe rând. Haide, mă. Așa. Ăla e, mă. Ia uite cât a sărit. Fâșial. Chiar aici, mă, pe noi. Ia să te văd, Alex. Haide, mă. Hai, mă, coaie, dă-i ca lumea, te distrezi acum. Banana. Păi da, mamă, yeah. Ce a sărit ăla. Yes. Dă-te așa, băi. Dă-te așa, Alex. Stai, mă, să ia ăla șurubelul. Așa, fratele meu, ia Aline, ia. Aruncă-l, mă, și tu mai tare. Bă, l-am aruncat. Să mă văd că l-am aruncat. Băi, mă, Alex, adu-l aici, nu l-am aruncat. Ia, strânge-l, mă, un pic, strânge-l. Mă, mă apuc și fac alta. Hai, mă, fratele meu, ultima oară, hai. Și după aia ne distrăm altfel. Hai, Alin. Așa, Alex, brav. Stai așa că vine. Hai, dă-i, mă. Da. Ia, fratele meu. Bine. Cade. Ia uite, pade jos. Și acum eu, mă, dă-te, mă, așa. Ia, dă-te, mă, așa, că mă arunc singur și filmez singur. Ia. Ia uite cât a sărit. Mamă, ia. Fugi, Alex, iau. Hai, Alex. Băi, strânge-o, vezi că am pus mult de tot în aia. Are vreo 30 de catran. Nu mai e cine. Băi, ce facem? Mâine îți umplu o... Ia, haide, băi, vină de aici, da. Dă-i tu, dar vină de aici. Dă-i, ia, Alex. Hai, fratele meu, hai. Femeia fantastică. Dă-te așa, băi. Alex, la balon. Ăla-i. Fugi repede, că n-ai dat-o dreaptă. Strânge-o, mai strânge-o odată. Ia zi, fratele meu. Păi bă, vezi să nu bate vântul, mă, că ți-a din hau. Merge combinat. Păi când facem de-alea cu staniol, ce faci că bate vântul? Trebuie să te pui invers. Stai așa, Alex. De mă tare. Pa noi. Dă-te așa ca asta, bubuita. Băi, da, să-mi bat picioarele în ea. S-a dus părătură, mă, Alex. Nu tu, mă, ai luat o părătură? Ia dați-vă așa, mă. Adiță capul. Nu, mă, de ține-mă aici camera! Dar ce-ai făr? Dai de acolo, băi! Doamne! 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 Păi, te-ai zis ce-ați făr? Are ceva, mă! Bă, dar am aruncat-o până la etajul 4. Bă, mai strânge-o! Bă, știi care-i faza? Cred că am putut să pun șurubul. Da, băi. Mă, acum ai mă, că t-a aruncat, băi. Mă, zameș! Ia uite-l, băi, unde aruncă. În pământ, băi. Adi. Ia, băi, ia. Haide, fă! Haide, ia să dau și o dată, băi. Da, dau și o dată. Da, ce ai, fă? Da. Ia uite-l, bă, a sărit acolo. Acum. Dă mie să dau eu pasă. Stai, mă, să arunc eu o dată și după aia, nu știu, hai. Trăiască familia ta, că m-am enervat. Uite, mă, ce bine se duce. Ia du-te, mă, și de-i mă, Alex, mă, ce are, mă? Nu mă, e prea ușoară, dar tu știi cât am încărcat acolo? Ha, mai face fratele meu una?
cu Fanina, mătii. Ia vezi cu Fanina. Vezi să nu dai pe smartul ăla care e acoperit și de sticlă. Vine mai încoace. Ha. Ce o spargi? Da, cum? E securit. Ăla e, mă. Mai dă-mă o dată, mă. Ia-mă, hai, eu. Gata? Ai pus filetul bine? Sper să da. Ha. Și după aia... Alex, capul, băi! Ia uite cum a legat ăla praful să aleagă de dușmanul tău. Hai, Alex. Băi, dă-te așa că dai în smartul ăla, ești nebun. Ia uite. Ok, facem ultima combinație. Ultima creație. Prietenii mei au înghețat de frig, din păcate. Nu sunt de cursă lungă ei. Ok, nu prea mers. Mi-am pus masca și nu mai am nimic acum. Da? Ok, fii atent. Ultima combinație de pe ziua de azi. De pe, cu grâul ăsta. Sper să avem. Dacă nu bubuia asta, mă arunc pe burtă. Pe o lou. A întârziat un pic. Noi a întârziat un pic, dar da, uite, mai vezi? Unde intri cu camera, mă? Ăsta intră cu camera în șurub. Hai să vedem asta și facem încheierea și gata. Ia, mă, dă coace. Ia să vedem ce e aici. Ia uite, mă, ce e. Mamă, ia uite cât intră aici, bă. Intră mult. Dă-te, mă, din soare. Ăla umblă la avans. Ok. Cu frații mei, aici pe scena operei mari. Hai, mă, iarba asta, veniți, mă, să stăm hai, în grumă. Hai, hai să ne miroasă picioarele la grumă. Ia dați-vă la o parte, vezi, aveți grijă cu boschetul ăla. Ia să vedem cum sare frații mei. Hai, hai. One, two, three. El are Instagram-ul? Marius.alin12. Și el are Instagram-ul? Ghița Adrian 7. Și ăsta? Alex, underline, mrn, underline 19. Noi de aici, doamnelor și domnilor, această primăvară, e primăvară în spatele nostru, în partea alaltă era toamna, acum e primăvară. Să vedeți ce ne face ăla care... Da, suntem în gârciu. Ia uite, da, ce 1300. Hai la masă, bă, ia uite, da, ce cârciu, mă. Ok, fraților, ne luăm la revedere și nu uitați să ne lăsați în comentarii, chiar vă rugăm frumos, dacă cumva vreți să facem pocnitoarea în staniol. Ia zi. Da. Dacă ne lăsați în comentarii și nu multe comentarii, 200-300 de mii de comentarii, aplaudați pentru ce a spus prostul satul ăsta. Vă rugăm frumos, da, adevărat. Eee, halal, hândel, cadân. Deci dacă ne lăsați în comentarii mult... Pe burtă toți! Pe burtă! Haide, mă, să facem o încheiere ca lumea. Ia, hai, hai, să facem o încheiere ca lumea. Haide. Băi, pune-te invers, cu aia, pune-te cu capul spre mine, așa. Ia uite, eu cu capul încolo, voi încoace. Aici, aici, așa mă mâncam aș de oase. Băi, nu pe ăla, mă, dă-te. În cava sângele voastre. Vino cu capul aici. Uite unde-i pământul ăsta de s-a căcat iepurile pe el. Hai, uitați-vă aici. Te-ai pus cu curul pe mine, coaie. Ăla e, mă. Ia uite, mă. Mă, mă, facem un serviu așa să mă trăiască familia voastră. Ok, doamnelor și doamnelor. Toate b***le au fost la curul nostru. Mor să moară familia Larisa. De aici, de pe câmpul ăsta, șmecher, facem cel mai șmecher outro. Stai, mă, cu minte că mă scuipi, ești nebun. Și mai am ceva de anunțat. Ce? Ia uitați cum stă. Ia uitați cum stă. Ia, Alex, ia. Ia uite-i pe aia cum stă cu picioarele. Ia și ia, dai. Mâncava și oțile voastre. Ok, haideți că facem pe Instagram un selfie exact așa. Vă promite fratele vostru, intrați pe Instagramul nostru. Instagram. Ce zic că e acum și da, murim. Și fac o poză așa și haideți să ne dați câte un like. Avem Instagramurile noastre. Eu am Shari Vlogger, îl găsiți aici. El are Marius.alin12. Da. Ghița Adrian 7. Ghița Adrian 7 și fratele Alex underline mrn underline 19. 19. Până data viitoare, vă iubim. Pentru alte vloguri nebune, nu uitați să vă abonați, să nu mâncați cârnați, râdeți pentru ce a spus prostul satului. Aplaudați, vă rog frumos. Ne vedem în episodul următor.